Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să scriem împreună cuvinte cu literă de mână. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petreci timp frumos alături de mine. Vom scrie numai cuvinte care reprezintă rechizite. Primul cuvânt este carte. Haideți să-l despărțim în silabe. Este foarte important să-l despărțim în silabe, să nu cumva să uităm să scriem vreo literă. Hai să vedem ce se aude în prima silabă. Car se aud trei sunete și anume C, A, R. O să-l scriu prima dată pe C. Urmărește-mă, te rog, să vezi cum unesc literele. C, A, R, car și a doua silabă este T. Se aud sunetele T și E. Carte. Următorul cuvânt este caiet. Din nou îl despărțim în silabe. Caiet. Prima silabă este ca. Foarte bine. Se aud sunetele C și A. C, A, K, iet. Am grijă, I, E, T. Caiet. Perfect. Următorul cuvânt este stilou. Stilou. Prima silabă este sti. Se aud trei sunete. S, T, I. Urmărește să vezi cum unesc. S, T, I. Stilou. L, O, U. Stilou. Stilou. Perfect. Și următorul cuvânt este creion. Foarte atent. Creion. Prima silabă este cre, iar a doua este ion. C. R, E, cre, I, O, N. Creion. Creion. Ce avem aici? Creioane colorate. Mai devreme am scris creion, acum vom scrie creioane colorate. Primul cuvânt este creioane. Repet, te rog și pe tine să desparți în silabe și să-l scrii pe silabe. Cre, c, r, e, cre, ioa, atenție, cam ni o, a, creioa, ne, n, e, creioane, pun punctulețul, colorate. Prima silabă este co. Co, lo, ra, r, a, colora și ultima silabă, t. Se aud două litere. T, e,
creioane colorate. Vreau să reții că dacă vei despărți în silabe, cu siguranță vei scrie corect cuvântul. În continuare avem cuvântul penar. Penar. Și tot, cum am lucrat până acum, trebuie să-l despărțim în silabe. Este cel mai simplu să-l scriu așa. Prima silabă este P și se aud două sunete. P și E. P-nar-n-a-r. Penar. Am toate literele, le am pe toate. Următorul cuvânt este, ce credeți? Radieră. Radieră. Prima silabă este ra. R. A. Ra. A doua silabă este di. Ra. Di. D. I. Ra. Di. E. R. R. A. Știți ce este aceasta, da? Ra. Di. E. R. Priviți-o! Am pregătit aici pentru tine alte trei rechizite. Trebuie să le denumești și să le scrii pe caietul tău. Nu uita care este cheia. Desparte-le în silabe să nu ratezi vreo literă. Spor la lucru!